Hei, eu sunt Laura și astăzi o să fac un videoclip destul de interesant. Nu am mai făcut genul ăsta de videoclipuri pe canalul meu de YouTube, pentru că astăzi o să reacționez la videoclipurile mele vechi, pentru că mi se pare ok să reacționez la videoclipurile tale, nu la videoclipurile altcuiva, adică omul să facă content și tu pur și simplu să reacționezi, de-aia reacționează și la ce faci tu, zic și asta ca o mică paranteză. De-aia o să reacționez la videoclipurile mele mai vechi și cred că o să primească destul de mișto, pentru că eu evit să mă uit la videoclipurile mele în general. Le văd doar cât le editez și după ce le verific. Dar în general nu prea îmi place să mă uit la videoclipurile cu mine, pentru că mi se pare dubios și chiar ciudat. De-aia, haideți să începem. Apropo, alea vechi cred că o să fie și mai gold decât astea noi, deși astea noi nu-s cine știe ce, wow. Totuși, haideți să trecem la un videoclip care se numește Emoji Challenge, care eu l-am pus să fie privat pentru că mi s-a părut groaznic acest videoclip și mi se părea că nimeni din populația umană nu trebuie să vadă asta. Deci, haideți să începem, deoarece că acum o să vedeți un videoclip care nu mai este pe canalul meu de YouTube. Să vedem! Dragii mei, și astăzi... Aoleu, vai de mine! Dar înainte de asta, ce aș vrea să vă arăt tricoul foarte expresiv. Vai de mine, cine asta? Acum înțeleg de ce am șters acest videoclip. Doamne, groaznic! Aoleu, ce asta? Pe care scrie Cat Aoleu, and Me, care în traducere ar însemna pisica și eu. Și ce cu vocea mea? Min, cei care au făcut tricoul au ignorat cactusul sau eu sunt un cactus? Doamne, ce-i asta? Doamne, ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Care aleu! Ciocolată. Mai am un vai de mine, cât mă bucur că aștept asta de pe YouTube. Doar alea care nu se repetă. Dacă o puteți observa, emojiurile au două fețe. O parte și alta. E groaznic. Fac că toți care au făcut acest challenge luau pozele de pe net, dar am crezut că voi fi mult mai originală dacă voi încerca să fac acest challenge cu... Ah, da, într-adevăr, ești foarte originală, dragă. Este originalitatea și prin urechi. Emoji sau emoticon? Ok. Aoleu, nu vreau să-i văd fața. O, Doamne, ce-i asta? Ce-i asta? Eu zic că suntem identici. Al doilea. Aoleu, chiar îmi vine să plâng. Idee nu am cum o să mă prefac că am semnul întrebării pe ochi. Oh, am o idee. Perfect, deci aici avem emojiul sau emoticonul și aici voi fi eu. Aoleu, ce-i asta? Dar nu mai spor să mă uit. Vai de mine. Vai de mine. Stai că nu mă prind cum se țin. Deci nu mai spor să mă uit la asta. Nu, gata. Nu mai spor, pe bune, nu pot. Deci cred că oficial am găsit cel mai videoclip cu mine pe care nu cred că mai vreau să-l văd vreodată. Gen, niciodată. Doamne, groaznic. Totuși, cred că pentru ziua de astăzi am văzut destule cât să nu mai vreau să văd nimic. Deci, da, dacă v-a plăcut această rubrică în care eu reacționez la videoclipurile mele mai vechi, lăsați-mă să știu asta prin aprecierea acestui videoclip și poate o să continui și cu partea a doua și cu partea a treia, tot reacționând la videoclipurile mele vechi, pentru că toate sunt foarte dubioase. Deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să îl apreciați, de asemenea să vă abonați la canalul meu de YouTube și să-mi dați un follow pe contul meu de Instagram. Eu vă urez tot binele din lume și ne revedem în videoclipul următor. Pa!